Știți ce e frumos? Dacă ne uităm în toată cartea și contabilizăm câte întrebări pune Iov, și când Scriptura ne spune în Iov, capitolul 38, Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Vă întreb, la care din întrebări a răspuns? Sigur, asta e o temă de casă, o să apară pe parcursul studiului. Și eu vă spun anticipat, la niciuna. Dar cu toate astea, când cartea se încheie în capitolul 42 și când Iov spune, wow, ochii mei te-au văzut, mă pocăiesc în sac și cenușă, de care păcate? Iov ne stă înainte ca un om deplin satisfăcut. Nu pentru că avea toate răspunsurile, ci pentru că îl avea pe Dumnezeu care este răspunsul.